Așa a început fiecare din cele trei seri organizate de către autoritățile locale pentru vasuieni, cu artiști mai puțin cunoscuți, dar și nume sonore ale muzicii românești. Zilele Vasluiului au adunat în fiecare zi iubitori de șah, înot, role, biciclete și mai ales amatori de muzică bună. Cea din urmă seara a fost dedicată iubitorilor de muzică populară care au avut din nou plăcerea de a-i reasculta pe Dumitru Fărca și orchestra Lăutarii din Chișinău. Au fost trei zile. Trei zile când noi, împreună, aici, la Strand, în Copou, la Clubul Prietenia, la Muzeul Bibliotecă, am organizat o serie de manifestări. A fost 2008, 2009. 2010, iată din 2011. Am progresat, zic eu, de la an la an. Am oferit în acest an aceste minunate zile. Dar ce e frumos trece repede. Rămânem cu amintirile. Și așa cum îi stă bine unei acțiuni culturale, totul s-a încheiat cu un foc de artificii.